Română de Rupe, se împlinesc 85 de ani de la înființarea acestui sport și acestei federații românate, care au adus numai puțin de 32 de medalii olimpice pentru România, peste 350 de medalii europene și mondiale și sper să nu ne oprim aici. Domnul primar, îl invităm pe domnul Nicolae Ghită, managerul public al municipiului. Dragi sportivi, vă urez succes și să dea Dumnezeu toți să ieșiți pe primele locuri. Domnul Alin Grigore, aș vrea să fac o singură remarcă. Domnul profesor Nicu Gingă a fost propus de către personalități și sportivi din Giurgiu și Consiliul Local, prin Comisia de Disciplină, au luat act și au avizat pentru a fi declarat, începând cu zilele orașului, cu 23 aprilie, cetățean de onoare al municipiului Giurgiu. Aș vrea să-l aplaudăm pentru merite deosebite în susținerea fenomenului sportiv și pentru faptul că secția de lupte greco-romane a clubului CSM Dunărea Giurgiu se datorează în exclusivitate și sprijinul pe care dumnealui l-a realizat și l-a dat acestei secții. Încă o dată felicitări, domnule profesor.
Să pregătesc. Evenimentul de astăzi este o ocazie deosebit de importantă pentru sportul giurgiuvean de a-și demonstra că tinerii din municipiul Giurgiu, din preajma orașului, au potențial genetic, potențial fizic pentru a practica la nivel de înaltă performanță un sport care în general sau întotdeauna a cerut și un pic mai multă bărbăție, adică luptele greco-romane. După 35 de ani, din nou o secție de lupte și, cel mai important, o nouă competiție. Este adevărat, în urmă cu 2 ani s-a reînființat secția de lupte la Giurgiu, în cadrul Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, secție care în foarte scurtă perioadă de timp a reușit să se afilieze la Federația Română de Lupte, să participe la peste 14 competiții organizate de Federația Română și cluburile afiliate și nu doar că a participat, a reușit să adune și un număr de peste 28 de medalii, clasări pe primele 3 locuri. Despre memorialul de astăzi, în cinstea cui este făcut și ce reprezintă el? Memorialul Victor Popescu, competiția care este organizată astăzi, reprezintă pentru foștii sportivi care în urmă cu 35 de ani au făcut parte din prima echipă de lupte, un motiv de aducere aminte despre fostul mare sportiv, mare antrenor Victor Popescu, sportiv care a dominat în perioada anilor 58-65 luptele greco-romane în țară și în Europa, sportiv care ulterior a devenit un foarte bun antrenor, care a dat printre alții pe campionii naționali și europeni, Ovidiu Popa, Petrică Buduru, Vărzaru Adrian, giurgiuveni de-ai noștri. Câți sportivi veți participa la această competiție și ce așteptări aveți de la ei? Numărul de sportivi pe care Dunărea Giurgiu i-a înscris în concurs este de 25 și așteptările noastre este ca cel puțin 3-4 să câștige câte o medalie. Spun 3-4 medalii pentru că între echipele invitate sunt echipe din elita luptelor în acest moment din țară și aici aș vrea să vă spun Clubul Sportiv Steaua, Clubul Sportiv Dinamo, Clubul Sportiv Rapid, Metrorex, Râmnicu Vâlcea, Brașov, Slatina, Turnul Severin, Giurgiu nu în ultimul rând. O să fie primul concurs național de acest gen la Giurgiu. Ce impact va avea pentru sportivii giurgiuveni și în special luptătorii giurgiuveni? Consider că prezența la acest turneu a unui număr așa de important de echipe, de sportivi și nu în ultimul rând de foste glorii ale acestui sport, aici mă refer la onoarea pe care ne-au făcut-o campioni olimpici, mondiali, europeni, de a fi prezenți la deschiderea oficială a competiției, va avea un impact pozitiv asupra tinerilor, în sensul că bănuiesc că vor fi motivați să vină în sala de lupte, să cunoască acest sport, să-l practice și dacă este posibil să primim în viitorul apropiat și un titlu național, am fi foarte fericiți. Cu multă plăcere! O nouă competiție la care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret de această dată este partener și într-un moment special, spunem noi, după 35 de ani, o nouă competiție de lupte la Giurgiu. Da, astăzi Direcția pentru Sport și Tineret a Județului Giurgiu, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu, organizează prima ediție a memorialului Victor Popescu la lupte. După o pauză de 35 de ani, într-adevăr, iată că din nou la Giurgiu se organizează o astfel de competiție. După cum discutam și cu oficialii federației, este o acțiune
foarte bine pusă ca dată, în felul acesta putând verifica nivelul de pregătire al sportivilor pentru competițiile care urmează și campionatele naționale. Dar scopul principal, din punctul meu de vedere, este promovarea acestei ramuri de sport în județul nostru, care, după cum știm cu toții, a avut tradiție. Este o competiție cu o participare numeroasă. Ne bucurăm, cum am spus, de o participare numeroasă și astăzi. Pe această cale țin să le mulțumesc tuturor celor care au răspuns invitației noastre. Sper să se simtă bine la Giurgiu și să revină cu plăcere ori de câte ori îi vom invita. Direcția pentru sport va oferi și astăzi premii câștigătorilor, constând în medalii, diplome, cupe cluburilor participante, iar clubul care va obține cele mai multe medalii va primi și trofeul competiției. Avem alături de noi aici la Giurgiu, ce puteți să ne spuneți de prima competiție de nivel național la noi la Giurgiu? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat. Mulțumim președintele Consiliului Județean, primăriei, care a făcut efortul și ne-a invitat atâția mari sportivi de performanță. Această competiție este prima competiție care o organizează aici la Giurgiu și este foarte bine că am început și e un început bun. Am văzut că au venit foarte mulți competitori sportivi, copii, la nivelul copiilor, în jur de 100 de copii. Și sperăm ca în continuare să avem cât mai multe competiții și nivelul luptelor din județul dumneavoastră, Giurgiu, să dea sportivi de mare performanță. Făcând o comparație cu ceea ce făceați dumneavoastră când erați în activitate și ceea ce se întâmplă acum, cum ați caracteriza evoluția luptelor în România în general? Sigur, aș putea să spun că față de cum era generația noastră, este puțin mai slabă, dar acum avem o federație tânără, un președinte tânăr și un secretar general care vor să facă ceva pentru sportul luptelor. Și cred că vor face ceva bun pentru lupte în continuare și să ajungă la nivelul care a fost mai de mult luptele în țara noastră. Dacă ar fi acum să faceți un apel la copii, cu ce ați încercat să-i atrageți către acest sport? Sigur, sunt momente, vedeți, și la noi în țară trecem prin momente mai dificile, dar cred că sponsorii au o mare... Trebuie să se atragă mai mulți sponsori pentru ca copiii să vină la antrenamente și să ajute cu echipament sportiv, cu o masă, cu un bilet de tramvai, cu astea, că așa vin copiii la sport. Dar care ar fi, eu știu, ce motive ar avea copiii să vină la acest sport în detrimentul altuia? Ce învață aici și nu ar putea învăța în altă parte? Orice mișcare este bună, nu numai luptele. E important ca copiii să miște, să facă orice sport. Că acum suntem în situația de lupte, dar și orice sport e binevenit. Mișcarea este foarte bună pentru copii. Mulțumim. Perfect. Sincer, am dat interviu la toate televiziunile din România. Ați revenit acasă și în același timp este și primul concurs de nivel național la noi în Giurgiu. Ce puteți să ne spuneți despre acest eveniment de astăzi? Ce să vă spun, simt o mare bucurie în suflet pentru că după o pauză de 25 de ani, luptele încep să prindă din nou viață, așa cum a spus dumneavoastră, la noi acasă, la Giurgiu. Este o mare mândrie și onoare pentru mine ca președinte al Federației Române de Lupte că județul meu natal ne reprezintă și astăzi ne reprezintă cu cinste și chiar am constatat oameni preocupați de performanță la Giurgiu și îi asigur pe această cale că au tot sprijinul Federației Române de Lupte. Ce părere aveți despre micii luptători de la noi din oraș, antrenați de domnul Antonescu Florin? Da, am observat, sunt câțiva copii foarte talentați, chiar au câștigat primul tur, prima luptă. Sper să câștige în continuare și să avem și noi clasați pe prima treaptă a podiumului de aici din Giurgiu. Sperați la o selecție în loturile naționale din copiii antrenați de la noi la Giurgiu? Este prematur să ne pronunțăm cu loturile naționale, pentru că ei încă sunt la nivelul începătorilor, dar sper din tot sufletul meu ca anul viitor, peste 2 ani, să facă pasul către loturile naționale și, mă repet, vor avea tot sprijinul meu.
Faceți parte dintr-o echipă tânără la federație. Ce v-ați propus? Ce obiective aveți pentru următoarea perioadă? Bineînțeles, obiectivele noastre sunt pe termen lung, dar ca să ne atingem pe termen lung obiectivele, trebuie să muncim pas cu pas. A avea și Napoleon o vorbă, politica mare se face cu pași mici, dar siguri. În primul rând, medalii la Jocurile Olimpice de la Rio. Ăsta este obiectivul nostru și așa ar trebui să fie. Ne lipsește această medalie de câteva ediții. Sperăm ca la Rio să reîncepem, să renodăm tradiția frumoasă pe care țara noastră a avut-o la Jocurile Olimpice și de ce nu în viitoarele ediții să avem un clasat la Jocurile Olimpice chiar de aici din Giurgiu. Doamne ajută, vă mulțumesc! După mult timp, iată că avem din nou o competiție de lupte la Giurgiu. Știu că dumneavoastră ați făcut eforturi în ultimii 10 ani să înființați un club, ați și activat la un moment dat, vă antrenați prin spatele peluzei, prin spatele tribunelor. Cum a fost acest început? De ce ați plecat, să spunem, de la Giurgiu și cum vi se pare competiția? În primul rând, bună ziua și vreau să vă anunț că acum 2 ani stabilisem împreună cu domnul Antonescu Florin să începem împreună din nou să înființeze un club Dunărea Giurgiu la secția lupte. Am început la Liceu de Marină, sala de sporturilor de la Liceu de Marină și după aproximativ 2 luni, împreună cu acești copii, am jucat un basket. Și am sărit la coș și mi-am rupt tendonul lui Ahile. Și acum știți cum e cu tendonul lui Ahile, ca pe timpuri, de asta zice tendonul lui Ahile, că Ahile Paris, care era așa amantul Elenei din Troia, Paris a tras cu arcul cu sageata și i-a rupt tendonul lui Ahile. Și am plecat la urgență în București și a fost foarte greu. De la o vârstă te recuperezi foarte greu la tendoane, la articulații. Și am tras cam un an de zile cu fizioterapie, cu băidănomol, la eforie, la techeriol. Și acum să vedem, poate mă hotărăsc să mă întorc înapoi. Despre competiție, ce puteți să ne spuneți? Acum vreo 7 ani, când am fost din nou, am fost acum 7 ani antrenor și am făcut împreună cu domnul Marin Mirel, am organizat Cupa Dunărea, atunci a fost mai slăbuț, că era la început. Acum, mie cel puțin, am fost la atâtea competiții mondiale și astea, dar aici mi s-a părut extraordinar de bine organizată. Dar cred că datorită și lui Antonescu, pentru că el s-a implicat cu primarul, cu domnul primar și văd că îi place sportul, văd că e foarte... Când a câștigat un puș de aici de la Giurgiu, a sărit în sus de bucurie. Deci, domnul primar, dacă îi place în acest oraș, nu numai luptele, dacă îi place sportul în general, aici, pe parcurs, o să iasă niște campioni, pentru că resurse umane sunt. Asta vreau să vă întreb. Când mai dă Giurgiu ori un campion, ori măcar un medaliat olimpic? Să vă spun. Deci, acum 2 ani de zile, am luat un puști de la Comuna Gostină, de unde m-am născut și eu, și l-am pregătit. Am plecat ruptându-mi tendonul. L-am luat la București, la mine, l-am ținut în apartament. L-am pregătit la Steaua, vă rog să mă credeți, l-am pregătit la Steaua, și cu proteine, și cu vitamine, și cu mâncare. Pentru că fără mâncare și fără vitamine și vitaminizare și refacere nu se poate. Și în 3 luni de zile l-am scos campionul României la categoria 47 de kilograme copii. Și acum Puștu, e și tata lui este în sala aici, Puștu, Federația Română de Lupte, l-a convocat la lotul național de cadeți, care este la Bacău. Deci lotul național e în viitorul lot olimpic. Să ne spune și numele lui, dacă... Îl cheamă... am un lapsus acum... o să vă spun... Pleacă din grupa domnului Antonescu Florin, acest copil? Deci eu, împreună cu Ionescu Florin, l-am antrenat împreună. Chiar tatăl lui e cel cu pălărie.
Deci tata lui a insistat foarte mult să-l iau la București după ce mi-am rupt tendonul și la București l-am antrenat în continuare. Băiatul, i-am văzut că îi place și deci i-a dat randamente. A bătut la campionatul național de la Târgoviște, i-a bătut pe niște copii care au tradiție, deci Botoșanu, Bacău, Piatra Neamțu, care au tradiții în luptele astea de ani de zile. Adică, și Puștiu s-a concentrat, l-am pregătit psihologic mai mult la colțul Saltelei, că mare lucru ca antrenor la colțul Saltelei, să-i explici copilului că copilul sunt copii, înțelege mai greu, dar dacă găsești un puști care intră în cap și execută ceea ce îi spui tu, execută. Mulțumim! Salut! Spune-ne și nouă cum te numești. Tarache Sorin Junior. Și de unde vii tu? Din București. La ce club ești? CSS Rapid. Felicitări pentru victorie. Cum a fost această luptă? Mie mi-a plăcut foarte mult, muncind, am ieșit. Ce vârstă ai tu acum? 10 ani. Și de când practici acest sport? De 4 ani jumătate. Deci de la 5 ani și jumătate ai venit prima dată la sală? Da. Cine te-au adus, părinții sau a fost dorința ta? Mai ai tradiție în familie? Da. A practicat cineva acest sport? Cine? Fratele meu. Dar ție îți place? Da. Este un sport greu, muncitor și așa și mai departe. Și unde vrei să ajungi? Până unde vrei să ajungi? Până în pânzele albe. Mulțumim mult de tot! Bravo! Salut! Spune-ne și nouă cum te numești și de unde vii. Pe mine mă cheamă Toma Constantin și vin din Chitila. Felicitări pentru victorie. Cum a fost lupta? A fost intensă, foarte intensă. Am câștigat la diferență de puncte. De cât timp practici tu sportul? De 2 ani jumătate. Ce te-a atras la el? Ce te-a determinat să ajungi la sală și să faci acest sport care este foarte greu, după părerea mea? Chestia că tata și fratele meu au făcut și ei lupte și vreau să o fac ca o moștenire. Și chiar îți place sau ai venit mai mult de nevoie? Da, îmi place. E sportul meu favorit. Ce vârstă ai acum? Am 10 ani. Și unde vrei tu să ajungi? Eu vreau să ajung campion mondial, european și olimpic. Deci tu reprezinți clubul din Chitila, da? Da. Thank you.
copii născuți 2002-2003, se prezintă. Thank you.